Se anunță un weekend aglomerat pe litoral, iar autoritățile suplimentează forțele de ordine din teren pentru respectarea regulilor de protecție. Acționăm cu prioritate pe litoralul Mării Negre, în zonele turistice, și vom aloca suficiente resurse astfel încât să acoperim cea mai importantă perioadă din această lună, respectiv zona sfârșitului de săptămână, unde foarte mulți cetățeni sunt prezenți în spațiile publice. Despescu anunță măsuri drastice pentru nerespectarea regulilor de protecție. Urmare analizei efectuate, au fost stabilite mai multe măsuri. Organizarea unor echipe mixte, formate din polițiști, jandarmi, pompieri, reprezentanții ai inspectoratelor teritoriale de muncă și direcțiilor sanitare veterinare, dar și reprezentanți de la protecția consumatorului pentru a efectua verificări operative. Cu siguranță, acolo unde se vor constata abateri, se vor dispune inclusiv măsuri de suspendare a activității unor operatori economici. Totodată vor fi organizate acțiuni cu forțe mărite, inclusiv cu echipe detașate din țară, cu tot ce înseamnă angrenarea unor tehnici de documentare și probare a activităților, în așa fel încât cetățenii să fie protejați. De asemenea, va exista și o linie telverde, unde cetățenii vor putea să sesizeze neregulile constatate pentru ca autoritățile să poată acționa în stoparea lor.